Cred că acesta este cel mai bun exemplu de serial la care îți vine cheful din ce în ce mai mult să sparci ecranul. Cred că avem un scenariu pană cruntă de imaginație, pentru că, după 20 de episoade, ne-am întors exact de unde am plecat. În acest moment ar putea cineva să-i tragă lui Aman un glonț direct în cap, pentru că nu am pomenit personaj masculin mai chinuit decât acesta. Dragul meu, nu a făcut altceva decât să iubească, și toți s-au repezit asupra lui. Bine că a venit o mătușă care se pare că îl iubește și pe el. Despre Ateș, ce să mai spun? Că scenaristul a distrus personajul, sau poate asta era intenția de la început și am fost singura care am mirosit asta. În acest moment, Ateș a devenit cel mai detemut personaj negativ al serialului. Au plecat Bora și cu Vural, a intrat Ateș cu nebunia amândurora. Și, ce e și mai culmea, încă sunt persoane care visează la ateș cu ferei. Dumnezeule, în ce lume trăim? Bărbatul ăsta o șantajează, o forțează să stea cu el, o abuzează emoțional la greu, asta după ce a ucis un om. Dar nu e posibil să facem ca ferei să săvârșească aceeași greșeală din nou. Prima oară era gravidă, credea că Iamana a părăsit-o, era disperată, dar acum a căzut în aceeași capcană a aceluiași bărbat. Adică, omul se mai deșteaptă uneori, dar ferei face din nou lucrul pe care nu ar fi trebuit să-l facă. Atât de greu era să meargă să-i spună lui Aman tot adevărul și ce o fi, o fi. Ate și a dat voie să refuze de trei ori. La fel de bine îi poate cere să se culce cu el și atunci ce mai face ferei? De fapt, eu nu cred deloc prostia cu i-am fost obligat, nu am vrut să fac asta o pe care o invocate și ca motiv al faptelor făcute. Cred că întotdeauna a fost așa, însetat de putere, de control, fără pic de iubire față de familie. Doar că prima oară o manipula inteligent și elegant pe ferei, acum nu se mai ascunde. A meritat să-l vadă Guneș, e momentul în care a pierdut-o definitiv încă se mai și liniștește că a pierdut-o din cauza lui Aman, nu din cauza lui, că a ucis un om. Păcat că au decis să lungească inutil serialul și au distrus din nou cuplul principal, după ce ei au reușit să treacă prin atâtea. Serialul a ajuns să ni le arate pe nebunele de pavilion Sermin, Cemile și Aleina, acum mai pleacă și Gulfem, Omer e deja pe jumătate dus, au stricat și relația Iamanocheian și probabil idiotul cel mic va trece de partea lui Ateș. Nu a mai rămas nimic bun de văzut. Probabil vor încerca să mențină ratingul cu ajutorul amintirilor Ferei Aman, singurul lucru bun rămas din serial.